ziua, domnul Daniel Tudorache, primarul sectorului 1, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule primar, și vă mulțumesc că ați acceptat din nou invitația noastră. Bună ziua și mulțumesc de invitație. Este o mare agitație zilele acestea pe bugetul pe 2019. Am văzut că mai mulți primari de municipiu sunt nemulțumiți de prevederile din buget. Dumneavoastră, cum vă poziționați pe acest subiect? E adevărat, e o mare tevatură cu bugetul pe 2019. Eu pot să spun că sunt cel mai hulit sau cel mai hulit? Hulit în sensul așa de de către colegii mei, de colegii mei primari, uitându-se la bugetul sectorului 1. E un buget. Este cel mai mare buget cel mai al mare capitalei, din România. Deci din România. După bugetul primăriei capitalei. Da. E un buget, eu îmi doresc ca bugetul meu să rămână la fel, asta a fost dorința mea de 2-3 luni de zile în discuția cu primarii celorlalte 5 sectoare. Am spus, ei întotdeauna au spus că își doresc un buget mai mare, și am zis, ok, dacă voi aveți de unde să luați banii, luați-i. Eu nu vreau nimic, eu vreau să rămân pe zero, deci să rămân cu același buget pe care l-am avut și în 2017 și în 2018, bine, cu diferențe foarte mici, dar bugetul meu trebuie să rămână la fel. Ați participat la discuții cu domnul Teodorovici? Normal. Că am văzut că mai domnul multe, Negoiță, doamna Firea multe, a fost... Da, într-adevăr, exact cum am spus mai devreme, primarii celorlalte sectoare și-au dorit un buget mai mare și nu era decât o singură variantă ca să le crească lor bugetul, trebuia să ia dintr-un loc, adică exact ca într-un pahar. Ca să umpli celălalt pahar, trebuie să vergi din paharul ăsta. Și au găsit soluția, sau s-a găsit soluția, ca să nu zic că ei au găsit-o, s-a găsit soluția ca din bugetul primăriei capitale să mai împartă și la celelalte 5 sectoare. Într-adevăr, cel mai mare beneficiu are primăria sectorului 3, deci creșterea este cea mai mare la sectorul 3. Și celelalte... Și totuși, domnul Robert Negoiță este cel mai nemulțumit, dacă stau să văd ultimele declarații ale dânsului. Dacă îl întrebați dacă e mulțumit de bugetul lui, o să vă spună da. Dar el, fiind președintele AMR-ului, este nemulțumit de bugetul celorlalți primari din țară. Dar nu are cum, deci are un buget cu, din informațiile pe care le-am în momentul de față, cu 35-40% mai mare. Da, acum că l-am adus în discuție pe domnul Negoiță, cum vi se par reacțiile dânsului din ultima perioadă? Nu stau să comentez reacțiile unui coleg de-al meu, dar eu v-am spus strict pe buget, deci el ar fi trebuit să se bucure. Să râdă cu toată gura. Nu deci pare. Buget, nu, v-am și spus, dacă îl întrebați de bugetul lui, nu are altă variantă. Din moment ce i-a crescut, eu cred că e cea mai mare creștere din țară a bugetului. E la primăria sectorului 3. Și banii vin de la primăria capitalei. Deci exact cum am și spus, ca să dai la celelalte 5 sectoare, trebuie să iei banii de undeva. Că n-ai de unde, că banii sunt pe București într-o oală. Și ca să poți mulțumi 5 sectoare, trebuie să iei dintr-o parte. Și au luat de la primăria capitalei și au dat la cele 5 sectoare. Deci la mine creșterea nu există. E bugetul, eu zic, pe zero. Pe zero în sensul că n-am nicio creștere. Și eu zic că cu dacă ce se va concluzii rămâne... concluzii ați plecat de la întâlnirea cu domnul Teodorovici? Este o idee, știți cum, acum fiecare primar caută să-și crească bugetul, dar eu înțeleg, eu ca primar, eu vorbesc ca primar, eu ca să mă gândesc la bunăstarea cetățenilor, trebuie să mă gândesc cum reușesc eu să aduc bani la buget. Deci eu ca să aduc bani la buget, creez locuri de muncă, creez firme, pe raza sectorului 1. Așa e normal. Deci te gândești, mă, ca să aduci bani. Pentru că ăsta e rolul unui primar, să strângă cât mai mulți bani, de unde? Din taxele firmelor care se află pe raza sectorului sau entității unde tu administrezi. Ceilalți colegi nu se gândesc așa, ei se gândesc, domnule, hai să împărțim banii după numărul de locuitori.
nu e productiv, pentru că tu, ca să ai mai mulți bani, trebuie să aduci plus valoare. Așa o văd eu. Deci trebuie să ai firme, să ai locuri de muncă, să creezi plus valoare. Dacă tu creezi doar locuri de locuință, deci case, unde aduci plus valoare? Adică tu, de fapt, vrei să împarți banii după numărul locuitorilor, ok, și asta e normal să împarți. Dar ca să ai buget, trebuie să aduci, să aduci plus valoare la, la bugetul și țării și a sectorului. Am văzut că inclusiv erau nemulțumiri pe ajutoarele sociale. Da, pentru că până anul trecut, sau până, da, până anul trecut, după ajutoare sociale, pe banii care veneau la Direcția Generală de Asistență Socială, anumite sume de bani, de exemplu, mie veneau și îmi vin undeva la 44-45 de milioane pe care îi primeam de la Ministerul Muncii, deci de la guvern. Mi s-a spus, după ce s-a făcut bugetul, a zis, domnule, de anul ăsta nu mai putem să vă dăm noi banii de la guvern, trebuie să vi-i asigurați din fonduri proprii. Deci, automat, ai avea o gaură, sau cel puțin tu trebuie să te gândești de unde faci rost de banii care urmau să-ți vină de la guvern, că așa era formula făcută. În general, banii pentru asistații sociali, pentru, deci niște bani care trebuie să-i primești de la guvern, că guvernul îi strânge într-un coș și, automat, îi trebuie să împrăște la toată lumea. Într-adevăr, vedem ce facem cu acei bani, cei 44 de milioane. Mă refer banii la sectorul 1. Dumneavoastră. Da, atât am, 44 de milioane de euro, aproximativ 9 milioane și ceva, 10 milioane de euro. Vedem, deci încă se mai discută, vedem până vineri, nu cred că vineri se va aproba în guvern bugetul. E adevărat, forma finală va fi în Parlament. Dar prima formă se va aproba în guvern, vineri, așa am înțeles, nu cred. Dar oricum cel târziu, săptămâna viitoare, se va aproba în guvern, până urmă va mai sta în Parlament maxim o săptămână și după ce va fi votat bugetul în Parlament, pentru noi trebuie să mai treacă bugetul Primăriei Capitalei, după care vom vota și noi bugetul la sectoare, bănesc că undeva în martie. Dar vi s-a oferit și vreo explicație? De ce nu mai plătește guvernul acele sume și trebuie primăriile nu, să... Nu, am spus că mi s-au dat bani în plus. Bine, mie nu mi s-au dat, la celelalte primării. Vi s-au dat bani în plus, dar trebuie să plătiți și asta. E adevărat. Eu vorbesc, știți cum e, e întotdeauna o diferență între cele 5 sectoare și primăria sectorului 1. Eu n-am cerut bani în plus... Dar știți cum e, nu vreau nici să-mi dai, dar nici să-mi iei. Cele 5 sectoare au primit bani în plus și ei speră ca banii pe care i-au primit să fie mai mulți decât cei care sau cei pe care nu-i va da guvernul. Deci, de exemplu, sunt sectoare unde primesc 160 de milioane în plus și dacă mai dau înapoi, sau nu că mai dau, nu mai primesc de la Ministerul Muncii 70-80 milioane, deci tot pe plus vor fi. Mai rămân cu bani. Exact. Deci nu, ei vor fi pe plus. Aș vrea să discutăm atât cât ne permite timpul și despre investițiile pe care primăria sectorului 1 le face. Să le luăm pe rând. Care sunt investițiile făcute până acum în infrastructura școlară, spre exemplu? Noi în avem, sectorul 1. Da, deci avem 120 de școli permanent. Deci noi putem să intervenim major în investițiile la școli, mai ales vara, pentru că sunt copii în vacanță, deci atunci sunt investițiile majore în domeniul ăsta. Deci în tot ciclul de 4 ani, eu sper și cu vara aceasta să rezolv toate problemele din toate școlile. Într-adevăr, mai trebuie să construiesc câteva școli noi, sau să școli, corpuri de clădire, ca să fiu mai explicit, de exemplu, corpul de clădire de la școala 12, pentru că școala 12 este în aviației, ați văzut, în zona aviației s-au construit tot felul de clădiri, de birouri, și automat, când există clădiri de birouri, părinții, în general, caută să-și aducă copiii acolo, în acea zonă.
ceea ce nu este legal, nu este nu e ok, pentru că se spune că trebuie să-ți duci copilul la școală acolo unde locuiești. Deci unde ai locuința de domiciliu, acolo trebuie să-ți duci copilul. Dar există o portiță în lege, își fac o mutație de flotant și își duc copilul acolo unde, unde doresc. Deci dacă ei muncesc într-o anumită zonă, cu siguranță găsesc un prieten, își fac mutație și își duc copilul la acea școală. Și așa cum v-am spus, la școala 12, fiind și o școală bună și solicitantă, sunt mulți copii care sunt peste numărul de locuri cu mutație de flotant, chiar dacă părinții stau în cu totul alte locuri, îți prezintă acea mutație și ești obligat să găsești soluții să-l înscrii până se va termina corpul de clădire de la școala 12. Am vorbit cu primarul general, există și o hotărâre de Consiliu General în acest sens, să cumpere o clădire și automat câteva clase în zonă să le mute ca să aibă loc toți copiii. Dar dacă ar fi să trageți linia acum și să... Nu pot să trag linie mai devreme, eu trag linie după 4 ani. Dacă trag mai devreme, nu corect. Până la momentul acesta în care vorbim noi, care este, dacă pot să spun așa, cu ce vă puteți mândri în sectorul acesta al infrastructurii școlare, a investiției în infrastructura școlară? Deci eu pot spune în momentul de față că se și vede asta, pentru că un părinte, exact cum am și spus, el este obligat să ducă copilul acolo unde, la școala de domiciliu. Dar permițându-i acest tertiplu, își duce copilul unde are locul de muncă sau unde consideră el sau a auzit că școlile sunt foarte bine dotate și foarte bune și cu profesori buni. Și din cauza asta, noi în sectorul 1, fiind școlile foarte bune și foarte dotate, este așa o dorință din partea părinților să-și aducă copiii. Care este stadiul reabilitărilor termice din sectorul 1? Din anul 2015, când s-au făcut ultimele reabilitări în sectorul 1, a fost o perioadă de doi ani de zile, unde nu s-a întâmplat nimic. Dar pot spune, atunci când a venit primar, în 2016, mai concret, în noiembrie 2016, la 3 luni după ce am ajuns primar, am demarat proiectul de reabilitare a ultimilor blocuri din sectorul 1. 2 ani de zile a ținut licitația, există, am încheiat licitația, mai avem 180 de blocuri și terminăm reabilitarea termică în sectorul 1. Deci la sfârșitul acestui an banii avem, licitația este încheiată, 180 există din 180 câte? Din 1130 de blocuri. Deci atâta sunt în sectorul 1. Deci mai sunt 180 de blocuri. Deci mai sunt într-adevăr câteva blocuri care sunt în risc seismic 1 și risc seismic 2, pe care nu le poți reabilita, nu ne permite legea. Ele trebuie întâi consolidate de către Primăria Capitalei, după care noi le putem reabilita. Dar tot ce putem reabilita, toate blocurile care pot fi reabilitate, le vom termina la sfârșitul acestui an. Cum a trecut sectorul 1 peste acel eveniment meteorologic care a luat capitala prin surprindere? Am văzut foarte mulți copaci căzuți. Au fost peste 400 de copaci căzuți și căzuți în interval foarte scurt de timp. Au căzut peste, eu vă spun, la mine acasă, eu am rămas fără curent 12 ore. A căzut un pom peste liniile de înaltă tensiune și au rupt firele. Dacă mă întrebați pe mine, eu zic că am trecut peste moment foarte bine, fără incidente majore, deci n-am avut oameni accidentați, se întâmplă să cadă vreun pom peste vreo persoană. Într-adevăr, au fost și mașini avariate, materiale, da, mașini avariate, mare parte din copaci, deci erau copaci tineri,
copaci care ar mai fi trăit mult timp, deci erau copaci toaletați. Deci nu pot spune că de vină este primăria, pentru că un copac tânăr s-a rupt din cauza greutății copacului și a gheții și a căzut peste o mașină. Asta voiam să vă întreb, dacă primăria a oferit despăgubiri cumva, deci, pentru că am văzut că în alt sector... Da, există un alt sector, știu, m-am interesat, e un alt sistem acolo, nu vreau să vorbesc de acel sistem, este o societate comercială a primăriei care și-a asigurat, o fel de asigurare de malpraxis. Noi nu avem așa ceva, nu avem o societate care se ocupă, noi am scos la licitație serviciul de toaletare a copacilor. M-am interesat, am vorbit cu colegii mei să emitem o hotărâre de consiliu local și să găsim formule să sprijinim, e vorba de o calamitate, să sprijinim acești cetățeni. Am făcut o hârtie în acest sens către Curtea de Conturi, pentru că cei care ne controlează pe noi și ne spun dacă e bine sau nu e bine este Curtea de Conturi, pentru că noi administrăm banul public. Și ne-a și spus, dacă scoate acea hotărâre de consiliu și veți plăti fără o hotărâre judecătorească în spate, vă impunem banii. Wow. Deci vă dați seama că noi vrem să ajutăm locuitorii, dar nu vrem să ni se impute banii, adică vrem să găsim forma legală. Deci singura formă legală în momentul ăsta, pentru noi și pentru celelalte cinci primării, că în situația asta mai suntem... în afară de sectorul 4, o altă variantă de societate, nu pot să vorbesc eu despre ea. Deci singura modalitate e să dea în judecată primăria și dacă ei câștigă în instanță, vor fi despăgubiți. Da, deci numai cu hotărâre judecătorească. Dacă vom da un ban fără hotărâre judecătorească, sunt bani imputabili. Da. Domnule Tudorache, cum arată Partidul Social Democrat astăzi? Și vă întreb acest lucru pentru că am văzut că în ultima perioadă sunt tot mai multe demisii. Iar ultima este chiar a fostului premier Mihai Tudose, care a decis să se alăture formațiunii pro-România lui Victor Ponta. Cum vedeți dumneavoastră situația și, repet, cum arată Partidul Social Democrat astăzi, în opinia dumneavoastră? Arată ca un partid. Vorbesc de partid, nu de oameni din partid. Bănuiesc că următoarea întrebare era vis-a-vis de persoane. Partidul este la guvernare, a făcut lucruri bune pentru România în cei 2 ani de guvernare. Nu pot să spun acum, știți cum e? De exemplu, la Consiliul Local. Dacă un consilier vrea să plece, se supără pe partid și vrea să plece la alt partid, își pierde mandatul. Același lucru nu se întâmplă și la Parlament, ceea ce nu înțeleg de ce parlamentarii pot pleca de la un partid la altul, să migreze de la un partid la altul și un consilier local nu poate. Asta e altceva, altă discuție. Nu mi se pare deontologic ca un coleg de partid, dacă e supărat pe partid sau pe șeful partidului. Sau pe șeful partidului, foarte bine poate să-și dea demisia și să plece acasă. Adică el să plece cu tot cu mandat, mandat obținut pe listele Partidului Social Democrat și să se plimbe și să-și negocieze postul de senator sau deputat după bunul lui plac, iarăși nu mi se pare, pentru că el poate că ar fi putut să facă acest lucru dacă erau alegeri uninominale și el mergea ca și candidat pe un colegiu. Dar atât timp cât ești pe lista de partid, te-a votat lumea pentru că aveai o siglă în piept. Că se numea PSD, că se numea PNL sau USR, cum... Nu mi se pare normal, nu mi s-a părut niciodată normal ca atunci când obții un mandat de parlamentar sau de senator, pe listele unui partid, să te poți plimba cu acel mandat ca și când e un bun al tău. Nu e bunul tău. Ești angrenat într-o echipă și tu ai ajuns acolo într-o echipă. Dacă ești supărat, pleci acasă. Te-ai supărat pe cineva, zici, da, bă, nu mai pot să stau în partidul ăsta și mă duc și la următoarele alegeri mă duc unde îmi place mie, la ce partid vreau. Asta deja e talcioc, e
piață și se negociază ca la ușa cortului. Nu mi se pare. Dar plecările acestea nu sunt un motiv de îngrijorare? Adică a plecat doamna Corina Crețu, comisar european. A plecat un fost premier, Mihai Tudose. Da. Nu ar trebui să fie un motiv de îngrijorare? Pentru partid? Sau să dea de gândit că undeva se greșește sau nu știu. Știți cum vedem dacă într-adevăr au dreptate cei care au plecat sau n-au dreptate? Vedem la alegerile la europarlamentare pe 22 mai, parcă sunt alegerile. Dacă PSD-ul va obține un scor foarte mic, poate că înseamnă că au avut dreptate. Dacă PSD-ul va rămâne undeva la 40%, cu siguranță n-au avut dreptate. Dumneavoastră, personal, sunteți mulțumit de actuala conducere a partidului? Eu sunt mulțumit de ceea ce fac. Eu sunt primar și mă interesează în primul rând ce fac eu ca primar. Pentru că cetățenii m-au ales, am obligație în fața lor și eu de la partid caut sprijin. Eu, de exemplu, vă dau un exemplu, care e sprijinul pe care eu îl aștept de la guvernul meu, de la guvernul... De exemplu, eu am nevoie de o bază sportivă. Mă duc și cer guvernului, domnule, dacă este o bază în Paragină, dați-mă mie la primăria sectorului 1, având și buget mare, și o pun în... o modernizez și o pun la dispoziția locuitorilor din sectorul 1. Ăsta e ajutorul pe care un guvern poate să mi-l dea mie ca și primar. Și interesul meu e ca pe raza sectorul 1 să am cât mai puține terenuri în Paragină, sunt destule, și mă chinui la diferite ministere și le cer acele terenuri. Dacă stau, vă spun, baza ProRapid care este în Paragină de 7-8 ani și sper ca în ședința de guvern din luna februarie să ajungă în administrarea primăriei sectorului. Baza Cireșari, unde este un parc foarte frumos, care este în Paragină, este la Ministerul Educației și am făcut solicitări către guvern să primesc în administrare. Deci ce înseamnă? Deci primesc acea bază, o fac frumoasă, un parc frumos și las oamenii să meargă în zonă și să bucure de acea zonă. Acum e în Paragină, pentru că Ministerul Educației nu are bani să bagi în acea bază. Sau, de exemplu, ce aștept de la guvern, teatru de vară din Parcul Bazilescu. Este un teatru care este efectiv în momentul de față îngrădit pentru că a început să cadă. A început să cadă tencuiala, pereții din el. Îl aștept, am făcut solicitări de mai bine de 2 ani de zile să mi-l dea în administrare, să pot băga bani în el și să-l pun la dispoziția locuitorilor din zona Bucureștii Noi. Și n-ați primit răspuns? Așa. Că da, că o să fie, o să... Cândva. În momentul, nu s-a întâmplat. Deci în momentul de față, e singurul proiect pe care eu sper să-l am în administrare foarte repede, undeva în luna februarie, cel târziu martie, este baza ProRapid, o bază de 3,8 hectare cu terenuri de tenis, de fotbal, cu o bază sportivă pe care eu pot să o administrez și o să o pun în valoare. Să o pun la ce înseamnă să o pun în valoare? Să o pun la dispoziția locuitorilor sectorului 1 să bucure de ea. Pentru că rolul meu ca și primar e să fac sectorul cât mai frumos și să pun la dispoziția locuitorilor aceste baze care trebuie să arate foarte bine. Dar vă dau un... Vă mai dau o informație. Baza ProRapid e undeva în București Noi, pe malul lacului Grivița. Am făcut demersuri. Baza aceasta are 3 hectare și 800, care o aștept de la guvern, dar am făcut demersuri cu un investitor din România să-mi doneze. Eu cred că este printre puținii oameni din România care ar dona un teren de 5 hectare în Buricul Bucureștiului, deci în zona ProRapid, să facă o sală polivalentă. Deci când voi perfecta această donație, când o vom primi, o să vin și o să spun despre cine e vorba. Vă dați seama, să primești... Un indiciu nu vreți să ne dați? Îl cunoaștem? E o persoană foarte cunoscută și eu mă oblig ca pe acea porțiune de teren, 5 hectare, sunt 50.000 de metri, dacă ar fi să o luăm la valoarea de piață, ar fi undeva la 10 milioane de euro. Deci eu ca primar să atrag, să măresc sectorul cu
5 hectare, deci să aduc la bugetul local 10 milioane de euro, e un câștig pe care primarul e obligat. Eu așa mă simt obligat să cresc suprafața sectorului 1. Uite, vă dau alt exemplu. Ca să fug așa să vă răspund de cine este. De exemplu, în cartierul Greenfield. Este un cartier foarte frumos. Dar le-am și spus, i-am spus dezvoltatorului, copiii aceștia au nevoie de o școală de stat. Și i-am spus, dacă îmi dați teren, să-mi doneze mie primărie, să construiesc o școală, eu vă construiesc o școală de stat în zonă. Și sunt în tratative avansate cu dezvoltatorul din Greenfield să-mi dea o suprafață de teren să pot construi o școală. Eu zic că ăsta este rolul unui primar, să te duci către un dezvoltator și să-i ceri. Ai dreptul să-i ceri, să-ți pună la dispoziție un teren, să construiești școli, grădinițe, chiar și parcuri. E normal să... Știți cum e? După Revoluție toți au luat. Toți au luat, așa, considerau că tot terenul e bunul lor, din vechi străvechi. Și noi, primăria, de exemplu, eu ca să fac ceva, trebuia să cumpăr teren. Vă dați seama, eu primărie de sector nu aveam teren. Deci tot terenul e al primăriei capitale. Și eu ca să dezvolt anumite zone, ajungeam să cumpăr teren. Dar nu. Am ajuns acum și zic, mă, de ce să cumpăr? De ce să dau banii cetățenilor? Mai bine le cer și să-mi doneze acel teren. Și uite că a prins contur. Și de acum încolo, orice dezvoltator care vine cu un cartier mare care se va construi în sectorul 1, îi spun, domnule, acest cartier are nevoie de o școală, de o grădiniță, donați teren ca să pot construi și școli și grădinițe. Domnule primar, să știți că mulți cititori pe SN News, după ce au văzut anunțul că dumneavoastră veți fi la noi, s-au plâns de aglomerația din sector. Cum rezolvăm problema? Sau aveți în vedere, nu știu... Da. Nu suntem noi cei mai deștepți. Dar noi putem lua modele. Dacă vrem să... Și asta e o temă de discuție cu toți primarii din sector din București și cu primarul general. Deci eu aș face o consultare publică și le pun întrebarea. Cum vreți să arate București? Să arate ca Londra? Să arate ca Münchenul sau să arate ca Viena. Și eu să spună, domnule, vrem ca Londra. Dacă vreți să arate ca Londra, hai să copiem ce au făcut cei din Londra. Știți ce au făcut? Ca să scape de trafic, ca să mergi cu mașina de la marginea Londrei, să ajungi până în centru, te costă pe zi 15 euro. Vrei să mergi cu mașina de la periferie până în centru Londrei, 15 euro pe zi. Îți permiți? Mergi cu mașina, dacă nu, mergi cu RATB-ul. Deci nu putem inventa noi apa caldă. Deci dacă vrem ca orașul nostru să arate ca Londra, trebuie să aplicăm măsurile din Londra sau taxele care se aplică. Deci nu există altă variantă. Deci și e normal. Deci dacă ai nevoie de mașină, trebuie să plătești. Vedem care primar va avea curajul, că e totuși un curaj să impui acele taxe. Deci altă soluție nu există. N-ai cum să lărgești bulevardele pentru că sunt făcute de pe timpul lui Ceaușescu, deci este singura soluție. Și ne gândim, e singura, deci singura variantă. Ce oraș ne place din Europa? Londra. Aplicăm măsurile din Londra. Ați amintit de doamna primar general Gabriela Firea. În ce relații sunteți cu doamna primar? Sunt condiții de primar de sector, primar general, condiții bune. Ca primar, condițiile mele cu Gabriela Firea, eu zic și sper să fie bune până la sfârșitul mandatului. Am văzut că dânsa e într-o relație mai tensionată așa cu unii dintre colegi, unii dintre colegii dumneavoastră. Dar știți cum e? Pe mine, în primul rând, mă interesează bucureștenii. Și ca bucureșteanul să fie mulțumit, mă refer la bucureșteanul care locuiește în sectorul 1, trebuie să am o relație bună cu primarul general. Asta este. Știți cum e, nu ne iubim, dar trebuie să muncim împreună. Da. Domnule primar, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm pe la noi. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Mulțumim.